Între 24 și 26 august, Gura Humorului, Moara și Solonețul Nou se vor transforma în gazde ale celei de-a 24-a ediții a Zilelor Culturii Polone, un eveniment important organizat de Uniunea Polonezilor din România cu sprijinul Institutului Polonez din București. Această sărbătoare culturală aduce împreună comunitatea locală și pe cei interesați de cultura poloneză într-o serie de activități captivante și semnificative. Manifestările vor debuta pe 24 august la ora 9 cu deschiderea Simpozionului Științific Internațional în Gura Humorului. Tema acestui an, trecutul și prezentul relațiilor polono-române, va atrage istorici, lingviști, cercetători literari și etnografi din Polonia, România, Ucraina și Republica Moldova pentru o serie de dezbateri cu privire la relațiile dintre cele două țări de-a lungul timpului. O premieră în cadrul evenimentului va fi inaugurarea Casei Polone din Moara, proiect susținut și dezvoltat de comunitatea locală. Aceasta nu doar că va îndeplini un rol practic, dar va și simboliza unitatea și legătura dintre membrii comunității poloneze. Printre punctele culminante ale programului se numără și expoziția Arhitectura Independenței în Europa Centrală, creată de Centrul Cultural Internațional din Cracovia și prezentată în limba română de Institutul Polonez din București. Expoziția prezintă modul în care primul război mondial a influențat dezvoltarea culturală și arhitecturală din regiunea Europei Centrale, ilustrând schimbările aduse de evenimentele istorice majore. Sărbătoarea roadelor din Solonețul Nou, programată pentru 26 august, va încheia evenimentul într-un mod plin de culoare și tradiție. O serie de activități, precum expoziții de roade și specialități culinare, picnic și spectacole folclorice, vor anima această zi plină de bucurie și comuniune. Zilele Culturii Polone reprezintă o oportunitate pentru comunitatea poloneză și pentru toți cei interesați să descopere și să sărbătorească moștenirea culturală și istorică a Poloniei în România. Evenimentul promite să ofere momente de învățare, distracție și interacțiune, consolidând legăturile culturale dintre cele două țări.